Înainte să ne vedem cu ținuta la oglindă, vreau să vă arăt ce articole am ales pentru astăzi. Avem botinele astea de la Zara, foarte drăguțe, tot cu înalt, platformă, exact cum îmi place mie să port. Am ales o fustă de piele cu tiul jos, cumva asimetrică, arată excelent. Am bluza asta de la Zara, bluză crem, model interesant în zona pieptului și foarte, foarte drăguță pe talie. Nu strânge tare, dar arată bine. La gât am prins broșa în formă de șarpe. O să vă arăt și la oglindă. Am haina aceasta pe care o să o iau deasupra când ies afară. Și poșeta neagră cu feroneria argintie. Așa arată ținuta la oglindă. Foarte mult îmi place cum arată tot. Uite ce bine arată botinele. Ștrampă negri. Fusta cu tiul. Cred că se vede bine tiulul aici în oglindă. Și lateral. Fusta are și buzunare. Uitați cum se așează bluza pe talie. Foarte bine arată. Broșa de la gât. Inelul. Și cercei de la Pandora. Nu știu dacă focalizează pe ei. Încercăm așa. Ok. Pentru că tocmai urmează să plecăm de acasă, o să iau toată ținuta pe mine. Mă duc să iau și haina și poșeta și ținuta finală. Pentru ținuta de astăzi am ales o rochie lungă albă din material croșetat. Cerceii aceștia aurii în formă de șarpe. Haina albă din blană artificială de la Stradivarius. Iar în picioare cizmele aurii de la Zara. Pentru ținuta de astăzi am ales setul acesta verde de la Zara, pantalonii cu jerseu, poșeta verde tot de la Zara, foarte greu, dar se vede puțin acolo, avem haina albă de lan artificială de la Stradivarius, pe care v-am arătat-o și în ținuta de ieri. Din păcate nu se prea distinge pentru că și covertura de pe pat e tot albă. Și avem aici ghetele cu platformă tot de la Zara, din colecția recentă. S-ar putea chiar să le mai găsiți pe site. Așadar, astăzi în verde, ne vedem la oglindă!
Pentru ținuta de astăzi am ales articole de la Zara. Majoritatea sunt de la Zara. Blugii sunt din colecția actuală, acei wide leg jeans cu lungimea până la gleznă. Mi-am luat o mărime mai mare, mi-am luat un 38, îmi place să stea puțin mai largi, să-i vedeți la oglindă. Bluza e tot de la Zara, dar dintr-o colecție mai veche. Am cumpărat-o acum un an sau doi maxim, cu umerii bufanți și cu inserții de perle sus, arată foarte bine. Apoi am ales un inel din lemn cu albastru, piatră mare albastră. Ghetele de la Zara sunt din colecția actuală, s-ar putea chiar să le mai găsiți pe site. Sunt cele cu platformă. Arată bine și se și simt bine în picioare. Le-am mai purtat deja. Iar poșeta este de la Lazarini. Foarte frumoasă, cu două compartimente. Vedeți că am mai pus și o curea în talie. Așa arată ținuta acum îmbrăcată. Pentru ținuta de astăzi am ales setul acesta de la Orsay. Haina și fustă tip Coco Chanel, cu nasturi deosebit de frumoși. Cizmele sunt de la Zara. Geanta neagră tot de la Zara. Iar deasupra voi lua geaca aceasta foarte frumoasă. Geaca pe care eu am purtat-o cel mai mult iarna aceasta. Să vedeți la oglindă cât de bine vine. La accesorii la ureche o să-mi pun niște cercei mari, rotunzi, aurii. Nu i-am pus acum aici, dar o să iei iară la oglindă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe canalului meu, iar noi ne revedem data viitoare!